Bună ziua, doamnelor și domnilor, viceprim-ministrul pentru Securitate Națională, ministrul afacerilor interne, domnul Gabriel Oprea, a dispus structurilor și personalului din subordine luarea de măsuri suplimentare pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în zilele nelucrătoare de 15, 16 și 17 august. Așa cum știți, mâine, creștinii sărbătoresc adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare, declarată zi liberă, astfel că cei mai mulți români se vor bucura de un weekend prelungit. În aceste zile, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor acorda o atenție deosebită zonelor unde se așteaptă un număr mare de oameni, respectiv la manifestările religioase, evenimentele culturale-artistice și la ceremoniile militare prilejuite de sărbătorirea Zilei Marinei. Potrivit dispoziției vicepremierului Gabriel Oprea, peste 20.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri, vor acționa în zilele de 15, 16 și 17 august în întreaga țară pentru a asigura un sfârșit de săptămână fără evenimente nedorite pentru toți cetățenii. 12.200 de polițiști cu peste 2.300 de autospeciale vor fi mobilizați la nivel național pentru a preveni și combate faptele ilegale, intervenind pentru descurajarea elementelor infracționale și combaterea fenomenelor cu impact stradal, cerșetoria, consumul de droguri, furturile, înșelăciunile. Polițiștii rutieri se vor afla la datorie pentru creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului, mai ales pe traseele de deplasare către stațiunile de la mare și de la munte, dar și pe cele care conduc spre alte localități în care vor fi organizate manifestări publice la care ne așteptăm la o participare numeroasă. În aceste zile, poliția rutieră va folosi la capacitate și cu eficiență maximă pe 23 schimburi aparatura de supraveghere a traficului și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor. În intervalul 15-17 august, pe drumurile naționale și pe drumurile europene, vor acționa 420 de autospeciale dotate cu aparate radar. Ofițerii și agenții poliției rutiere vor fi sprijiniți și de elicopterele Inspectoratului General de Aviație, care vor monitoriza traficul rutier pe arterele care converg către principalele zone turistice din țară, cu accent pe DN1 și pe autostrăzi. Centrul Infotrafic al Poliției Române va asigura informarea permanentă a conducătorilor auto în legătură cu eventualele probleme apărute în trafic și va adresa recomandări referitoare la rute ocolitoare. Recomandăm cetățenilor să manifeste o conduită preventivă în ceea ce privește circulația pe drumurile publice, prin adaptarea vitezii la condițiile de trafic și, acolo unde este cazul, la condițiile meteorologice. În aceste zile, peste 3.800 de jandarmi vor veghea la siguranța participanților la manifestările religioase, culturale și artistice care vor fi organizate în întreaga țară, acordând o atenție deosebită prevenirii și combaterii faptelor antisociale. Doar pentru ziua de 15 august, la nivel național, sunt programate aproximativ 220 de manifestări publice, la care se așteaptă peste 400.000 de participanți. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va mobiliza aproximativ 2.000 de angajați care vor asigura un răspuns operativ în situația producerii unor evenimente nedorite și vor executa zilnic activități de supraveghere a respectării măsurilor de prevenire a incendiilor pe durata desfășurării manifestărilor cu public numeros. Pentru a asigura intervenția medicală de urgență, vor fi pregătite 24 de ore din 24, 350 de autospeciale SMURT, la care se adaugă 745 de echipaje de ambulanță, toate aflându-se sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Inspectoratul General de Aviație are pregătite pentru aceste zile 13 elicoptere, dintre care 6 pentru intervenții în caz de urgențe medicale, iar restul aeronavelor pentru acordarea de sprijin aerian celorlalte structuri ale Ministerului care desfășoară misiuni operative. Întrucât se așteaptă o creștere a valorilor de trafic în punctele de trecere a frontierei, la nivelul Poliției de Frontieră Române s-au luat măsuri pentru ca, în caz de nevoie, să poată fi suplimentat personalul, astfel încât controlul în punctele de frontieră să se desfășoare cu operativitate și să fie evitată aglomerația. Mâine, cu ocazia Zilei Marinei, Poliția de Frontieră participă alături de forțele navale ale Ministerului Apărării Naționale la activitățile festive care se vor derula în localitățile Constanța, Galați, Călăraș și Drobeta Turnu Severin. Doamnelor și domnilor, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie în aceste zile, acționând pentru prevenirea, dar și pentru gestionarea situațiilor dificile care pot perturba ordinea publică și pot afecta siguranța cetățenilor. Vă mulțumesc!